Adi, ce cauți aici? Ți-am tot scris, de ce nu mi-ai răspuns? Pentru că nu mă interesează ce ai de zis. Sunt sigură că este o minciună. S-a întâmplat ceva? Probleme? Nu. Mă descurc, Ilie. Și oricum, Adi tocmai pleca. Adela, crede-mă. Vrei să auzi ce am de zis? Ok, spune și apoi pleci. Doar ție. Ilie, lasă-ne un pic singur, te rog. Bine. Dacă ai nevoie de mine, sunt prin apropiere. Zi. Am auzit ceva despre bunicul tău. Ce? L-am auzit pe Nicu, cum zicea că el și cu Mitu știu unde e Traian Dincă. Ești sigur? Mă jur. Bun, și ce vrei la schimb? Ce? Nimic. Maxim să te ajut să afli ce s-a întâmplat cu bunicul tău. Te rog, Adi, pe care îl știu eu, ar fi profitat la maximum de informația sa. Adi, pe care îl știai tu, nu prea mai e. Mi-am dat seama că am greșit. Și, na, nu vreau să-mi ratez viața. Mereu am căutat așa o scurtătură în orice, dar... Mi-am dat seama că viața nu e despre destinație, ci despre călătoria în sine. Nu mai spune. Mi se pare mie sau asta a fost chiar profund. Bine, expresia asta am citit-o pocană, dar mi s-a părut mișto mesajul. Dar mă bucur că citești. Crede-mă, o să încerc să mă schimb de acum încolo. Mă bucur să aud asta. Mersi că m-ai iubit, Adela. Ești singura care a văzut ceva bun în mine. Dacă te ajută, să știi că eu încă mai cred că poți să faci ceva bun în viață. Deci, ne împăcăm? Ce s-a întâmplat? Și-a uitat ceva în... de când l-a dat Livia afară. Și-a uitat ceva în casă. Ce zici, fac o cafea? Bem împreună o cafea? Sigur. Hai că mă duc să pun de cafea. Stai puțin. Voiam să te întreb. Ție nu ți-e dor de Traian? Era totuși tatăl tău. Nu știu. M-am gândit mult la asta. Când eram în Germania, eram convinsă că nu o să-l pot ierta niciodată. Că e un monstru, că mi-a distrus viața. Dar și vreau măcar să mi-au rămas bun de la el. Și în ultima vreme tot visez. Chiar sunt convinsă că spre sfârșitul vieții își dăduse seama cât a greșit. Deci, ca să-ți răspund la întrebare, da. E doar de el. Ia, uimește-o. Mi-a zis că tata, că Mitu și cu Nicu știu unde e Traian Dincă. Mitu și cu Nicu? Da. Mi-a zis că l-a auzit pe Nicu când zice asta. Dar tu ești sigură că ăsta zice adevărul? Da. Părea sincer. Nu știu ce s-a întâmplat, dar cred că s-a schimbat. Și cum adică știu unde e? Adică încă e viu? Nu știu, dar o să aflu. Vezi ce o să faci?